Iată-ne din nou împreună la o nouă emisiune Indicator pentru minte și suflet, cu nădejdea că și această învățătură va fi un indicator pentru mintea și sufletele fiecărui dintre voi. Mă bucur să fiți alături de mine și de invitata mea, Diana. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Mulțumesc mult, Gabi! Și eu am vrut să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat să vii alături de mine în emisiune și iată să fie o binecuvântare pentru cei ce ne ascultă. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre Diana. Diana este căsătorită, are două fetițe superbe și este un om care se dedică celorlalți. Este un om care vorbește cu ceilalți, îi place să fie alături, îi place să ajute și caută să fie o binecuvântare. Lucru care a determinat-o să vină și astăzi alături de noi. Povestea Dianei este una dintre poveștile, poate, uite, chiar a ta, care te uiți la mine acum, sau poate a unei cunoștințe de-a tale, sau poate a soției tale, dacă tu ești un bărbat și te uiți la mine acum. Diana a trecut printr-o pierdere, pierderea unei sarcini. Poate că unii ar zice, nu-i mare lucru. Stai să auzi ce îți va spune Diana. Diana, spune-mi, te rog, unde începe povestea ta? Unde începe călătoria acestui bebeluș? Totul a început când Eva avea în jur de 8 luni de zile. Eva fiind prima mea fetiță, da? Și Leia este a doua. Acum are 5 ani jumate și în 2019 avea 8 luni de zile. Și într-o seară am visat că a venit un înger la mine și mi-a spus că nu o să treacă anul 2021 și o să rămâi însărcinată. Și după aia a plecat și s-a pus la o masă cu o carte foarte groasă în care a scris lucrul ăsta. Și nu m-a întrebat dacă vreau sau nu vreau. Mi-a zis doar să nu te superi, bine? Și a plecat. Și s-a terminat. Eu atunci m-am gândit, m-am trezit așa bulversată că... Stai puțin, abia am primul copil, acum mi se spune de al doilea, dar să nu mă supăr, bun. Toate fiind spuse, eram în perioada în care noi ne construiam casa și eram foarte concentrați acolo, cu toată energia și lucrurile au trecut în timp, le-am și uitat, pot să spun. După aceea, în 2020 am avut-o pe Leia, am născut-o, o fetiță, dar cu mențiunea că în vis era vorba despre un băiețel și eu, când am avut a doua sarcină, aflând că e fetiță, m-a și mirat un pic, mă gândeam, n-au fi creștit îngerul, nu-i 2021, nu-i 2020, e fetiță, nu se potrivește nimic din ce am visat. Eu doar că mi-am adus aminte de visul ăla, era foarte puternic, impregnat. Deci tu pe perioada aceasta tu nu ai uitat visul. Nu l-am uitat, mai ales când am fost însărcinată, mă gândeam acum este vorba despre cel vis. Dar din tot ce se arăta nu era, că era fetiță, era 2020, am zis că poate fi fost o greșeală în mintea mea și cu trecerea anilor am uitat eu detaliile, dar și acum mi-l aduc aminte. Cumva mă păcăleam că probabil nu e ce am visat eu. Și lucrurile au trecut mai departe și în 2021 fetița mea a doua avea un an și o lună, în decembrie. Și cum aveam evenimentele noastre de seară, de culcare, în care cântam Evei, ne retrăgeam noi două, că tot timpul, ele fiind destul de apropiate de vârstă, aveau nevoie separat, ea fiind de un an, Eva avea 3 ani și 2 luni și mă retrăgeam cu ea și cântam și începeam cu o oră de somn, o oră înainte de somn. Pregătirea pentru somn. Da. Și într-o seară din decembrie, înainte de Crăciun, era cam cu o săptămână, două înainte de Crăciun. 2021, da. Eram eu cu Eva în cameră și îmi zice Eva că
Da, așa, din senin. Ca și copiii. Mami, dar eu singură surioară am doar pe Leia? Și zic eu, da, doar pe Leia o ai. Zice, nu, mami, mai este cineva în cer care urmează să vină. Și eu am rămas așa de blocat, adică tu ai 3 ani și 2 luni, de unde ți-au venit lucrurile astea? Ai întrebat-o? Am întrebat-o curioasă, cum te știe? Așa știu eu. Era foarte naiv cumva și foarte gingaș spus, că parcă nici nu știai să o întrerupi din ce spune sau să o lași să creadă în continuare. Să știi că nu e primul copil de la care aud, da, că a spus lucruri de genul acesta și chiar erau adevărate. Da, din ce am înțeles și eu, cumva sunt studii făcute așa că iau niște sentimente aparte care... Li se revelează Dumnezeu, da, într-un fel. Da, 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 da. Și... ok, au adormit, mă duc și am spus la Dani, desigur că Leia având 1 an și 2 luni, lucrurile noastre erau altfel plănuite în minte și clar nu ne gândeam probabil atunci la un alt copil, dar luna ianuarie a trecut și mi-am dat seama că am rămas însărcinată. Deci s-a împlinit, da, visul, da, cunge. Da, da, da. Și faptul că Eva a avut revelația, mi s-a părut ceva spectaculos, așa, să chiar aș putea să-l spun. Și încă pe vremea aia eram cu COVID-ul, toată lumea cam era răcită, dar cu o formă mai ușoară deja începea să fie. Eu am primit o răceală între timp, pe la începutul lui februarie, dar a fost așa de ușor, ca și cum mai spune, probabil ceva secreții simple și atâta, dureri de cap, foarte, foarte ușoare. Nu, nici medicamentație nu am luat, știam că nu trebuie. Și am zis că trebuie să mă duc să-mi fac controlul, l-am făcut la medic și medicul la care tot am mers pe parcursul vieții mi-a spus că ceva e neregulă și arată puțin suspect. Te referi la sarcină? La sarcină, când mi-am făcut, da, controlul de sarcină. Și eu foarte pozitivă, având deja 2 sarcini, știam care e fluxul, cum e, am spus că la ce anume vă referiți sau cum. Și pare ca și când s-ar fi o problemă, dar nu prea vrut să-mi spună ca să nu fie ceva tranșant, a spus să mă programez la spital și să-mi fac acolo o analiză mai în profunzime și atunci o să putem să dăm un verdict dacă... M-am dus cam durmat acasă, dar cumva nici nu voiam să las o ușă de speranță, cumva nu tranșare pe subiect, că gata, ce s-a pierdut. Ce te gândeai acum când tu ai aflat? Așa, când te gândeai la vis, când te gândeai la ce ți-a spus Eva, ce era în mintea ta? Și plus ce ți-a spus medicul? Fiind atunci, pe moment, nu am început să spun, să trag o concluzie. Mm-hmm. Cumva am vrut să văd, de fapt, care e situația și care e problema. Mă concentram un pic pe ce aș putea să-i spun Evei, pentru că ea a găsit un nume, Marcus. Deja ea spunea la toată lumea din grupa ei de la grădi că ea o să aibă un frățior și îl cheamă Marcus. Și spunea, și atunci cumva am evitat să încep să merg pe o cale, să zic, a sentimentelor sau a rațiunii. Sau, pur și simplu am zis că hai să vedem pas cu pas. Și când e un verdict final atunci. A trecut o săptămână și între timp eu mă umplusem de bube pe tot corpul, foarte mult, așa, nu, ca o varicelă, dar cu pete mult mai mari și mă mânca, indiferent că făceam duș, că făceam orice, era nimic, nu m-a ajutat nimica, nici cremele, nici, dar...
era suportabil, nu aș putea spune că e insuportabil. La medic, când m-am dus, mi-a spus că, din păcate, inimioara s-a oprit în jur de 9 luni de zi, de 9 săptămâni și trebuie să facem chiuretajul. Și m-a programat pentru asta, pentru următoarele zile, foarte rapid, pentru că deja avusesem și petele acelea pe piele și era, practic, o erupție a infecției care se începuse să se instaleze. Dar ce a fost în sufletul tău, mintea ta, în gândurile tale atunci? Cel mai tare mă deranja că, cum poți să spui asta unui copil mic? Cumva eu puteam să accept pentru că mi s-a spus dinainte cumva să nu mă supăr, dar mai departe, cum poți să lași o pace dacă, de exemplu, în mine e tulburare acum? Și după ce am spus, de exemplu, Evei că acolo am vrut să ajung, ea începea să pună întrebările mele. Oare nu sunt eu o surioară destul de bună? Oare de ce nu a vrut să vină familia noastră? Ce l-a convins ca să plece înapoi la cer? Că i-am spus că el s-a transformat acum în îngeraș și că a plecat la cer și că lucrurile sunt așa frumoase acolo că l-a determinat cumva să aleagă, să meargă spre cer. Și atunci ea zicea, păi hai să plecăm și noi! Dar ce să putem să facem ca să ajungem și noi acolo? Cumva ar trebui să murim cu toții și tot lucruri de astea ca să... Cumva erau și în mine, dar ea le spunea cu voce tare și acum trebuia să răspund la gândurile mele prin gurița ei, micuță. Și cel mai mult ce m-a convins oarecum să trec peste asta e primul rând acceptarea lucrurilor. Pentru că atunci când treci prin ceva, primul pas spre vindecare ar fi să-l accepți și să vezi cum ar putea să lucreze spre bine în tine. De unde ai avut putere să accepți? Cum ai lucrat în tine acceptarea? Știu că atunci am plâns. Ceea ce e perfect da, normal. Da, da. M-am dus, Dani m-a îmbrățișat așa călduros, cumva că e lângă mine și că mă înțelege. Nu te-ai simțit da, singură? Da, exact, nu m-am simțit singură. Și Eva a plâns și atunci cumva s-a creat așa o conexiune dintre noi. Leia era prea micuță ca să poată să simtă tot ce simțeam noi, restul trei. Ea simțea, dar da, nu înțelegea. Da, și nu se exprima decât prin felul ei. Dar cred că visul acela pentru mine a fost foarte marcant. Cumva mi s-a părut așa... Acea afirmație, să nu te superi. Da, 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 da. Cumva să cauți... cumva să cauți lumina din... ce se întâmplă rău. Că noi toți avem parte de suferințe, noi toți trecem prin tot felul de lucruri. Dar cum spune și Iacov, spre exemplu, că răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca noi să fim desăvârșiți și compleți. Sau în Romani, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Da. Și despre complexitatea asta mă gândeam eu. Dacă eu nu am parte de suferințe sau de experiențe profunde, adânci, cumva aș putea eu deveni complex ca om? Să căutăm oare, să dăm totul la o parte ca să... Când te gândeai la complex, a fi complexă, la ce te gândeai? La experimenta lucruri. Că până la urmă și Hristos a experimentat suferința asta pe cruce, care a fost cea mai profundă, cea mai mare dintre toate.
După aia, foarte ușor mi-a venit să mă gândesc și la Iov, cu bubele lui și eu cu bubele mele. Da? Iată și, cum cuvântul da. Și tot ce este în Biblie personalizăm și da. Ne ajută. Da. Și mă gândeam la pierderile lui multe. Chiar foarte multe. Da. Copii da. Maturi, adulți care trăiau. Da, da și oare de ce a trebuit să pierde așa de mult ca să câștige după aia? Adică, cumva, te gândești oare în complexitatea asta nu înseamnă și să pierzi ca să câștigi? Să pierzi ca să înveți. Da. Să treci printr-o încercare, printr-o suferință, da. Ca să fii șlefuit, modelat. Da. Mai asemenea de Domnul Iisus, de da. Chipul său, da. De caracterul său. Da. Și lucrul ăsta practic ne face desăvârșiți. Adică noi dacă am vrea să le evităm sau să nu existe, oare ar putea apărea desăvârșirea? Cum l-ai simțit atunci pe Dumnezeu? Foarte aproape de mine. Cumva, nu știu, mi se pare că ori prin ce aș trece, tot îl simt aproape de mine. Pentru că n-ai cum să... Cum să separi o dragoste și un tată de orice ți s-ar întâmpla? Exact. Bună întrebare. Da. Nu le poți separa. Da. Bazându-te pe iubirea lui, știi clar da. Că tot ce îngăduie peste tine este spre folosul tău, nici da. De cum spre nenorocirea ta. Da, exact, da. Mm-hmm. Și sigur că poate pentru alte persoane chiar mă gândeam, poate pentru mine a fost, să spunem, ușor faptul că n-am trăit aproape de bebe, să zic, să-l văd, să-l simt, mm-hmm. să fie lângă mine. Și cumva dragostea noastră, probabil și atașamentul, crește pe măsura cunoașterii unei persoane. Și mă gândeam la persoane care pierd, cum spuneam de Iov, mult mai mult, poate mamă, poate tată, poate frați, surori sau persoane dragi. Și oare ce se întâmplă în inima lor și cum ajung ei să perceapă toate lucrurile astea? Dar este de apreciat da. Faptul că tu te-ai gândit așa. Te-ai uitat la aceste exemple și le-ai luat ca fiind de bune. Pentru da. Că am întâlnit oameni care se gândesc, dar de ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? De ce? Pentru că el putea să facă. Cumva se ceartă cu Dumnezeu. Da, da. Și nu înțeleg și strigă negativ către Dumnezeu. Da. Dar de ce se supără pe Dumnezeu? De ce ai lăsat așa? Că tu ești cel care ții viața. De ce trebuie să se întâmple? Știi, și stau în amărăciunea aia. Te apreciez pentru că ți-ai găsit cu adevărat identitatea în Hristos și ai înțeles da. Că Dumnezeu ți este Tată bun. Da. Și iată puterea ta a venit de acolo. Da. Și lucrul ăsta cumva aș vrea să las o încurajare. Faptul că e adevărat că probabil eu nu am simțit atât de profund lucrurile astea din cauza atașamentului mai scurt. Dar noi ca și persoane, nu cred că ne definim prin lungimea vieții noastre. Adică cât de mult ca și timp, atâta timp cât Dumnezeu zice că pentru El o zi e ca 1000 de ani și noi suntem și Dumnezeu știe cât de mult să fim. Și a fost foarte interesant că noi suntem toți veniți aici cu un scop. Exact. Adică suntem într-o carte. Mie se părea așa de fascinant. Adică să poți să existi de cineva care știa dinainte, de așa de mult timp. Adică în 2019 mie mi s-a spus că în 2021 vezi că am pregătit un suflet care să intre în casa ta și mi se părea foarte interesant. Și totuși conform Bibliei, da. Înainte de întemeierea lumii, da. Dumnezeu avea totul în preștiința da. Sa. Atâta mi s-a descoperit mie, exact, da, din 2019, exact. Să spun așa. Doar că noi, ca și
indivizi. Ce frumos venim în lumea asta, într-o familie, într-un loc definit, într-o țară, într-o etnie, într-o... Toate sunt foarte definite și clar stabilite de un Dumnezeu. Un puzzle cu piesele foarte bine rânduite. Da. Nu ca să credem în predestinare, doar pur și simplu preștiința că suntem... Preștiința lui Dumnezeu, da. Da. Că suntem iubiți dinainte să apărăm în lume, noi suntem iubiți și venim fiecare la locul potrivit cât timp îi potrivit. Mm-hmm. Și un alt lucru care m-a marcat pe mine foarte tare este cu câtă ușurime unii oameni vorbesc despre avort sau despre un suflet. Dacă pentru Dumnezeu a însemnat un suflet așa puțin timp, nici măcar n-a fost născut, deci doar în pântece, și cumva i s-a dedicat un cadru, i s-a dedicat o poveste, să spun așa, unei persoane care nici măcar n-am apucat să o cunosc. I s-a anunțat venirea într-un înger prin fiica da, ta. Da, foarte frumos. Ca și cum, câtă dedicare. Da, ce prețios. Da, exact, asta e cuvântul. Pentru un suflet să vină în lume și noi să nu privim atât de ușor lucrul ăsta. Pentru că sufletele sunt prețioase înainte lui Dumnezeu. Foarte valoros tot ce aduci în discuție. Da. Practic trebuie să prețuim viața. Da. Și mai un lucru care acum mi l-am adus aminte... Cumva, în toată perioada în care venea așa amar, cumva, tot ce se întâmplase și... Normal că este tot timpul un de ce, așa, care cumva îl spui de ce, dar... Care ce n-am făcut bine, exact, da. Ce era, care e dorința din spatele exact, de celului. Da, 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 da. Doamne, ce vrei să învăț de aici? De ce? Pentru că vreau să știu ce să învăț, ce vrei să-mi transmiți. Și... Dar crezi că era ceva ce tu nu ai făcut bine și Dumnezeu a îngăduit lucrurile acestea în viața ta? Nu știu să... Adică Dumnezeu, dacă vrea să te învețe un lucru, când vrea să te învețe un lucru, nu ți-aduce lucruri din astea care să te dărâme și să te... Tot timpul cadrele sunt bine făcute, ca tu să înveți și să-l accepți, să-l fie al tău și să poți învăța din el. Învățătura este pentru creștere, pentru zidire, nici de cum pentru dărâmare, da, cum ai spus. Exact. Și în timp ce meditam la lucrurile astea, îl simțeam pe Dumnezeu că îmi spune: Diana, prețuiește ceea ce ai, nu ce ai pierdut. Și pe mine m-a marcat mult și mi-a rămas mult asta în minte, că eu am două fetițe. E adevărat că sunt cadre în care probabil nu este niciun copilaj deocamdată. Dar, cred că acolo durerea este mai mare atunci când pierzi un copil și tu nu ai încă alți copii. Este adevărat. Dar și să spunem că pierzi mamă sau tată sau soră sau frate, să prețuiești persoanele care le ai lângă tine. Mm-hmm. Pentru că toate sunt suflete speciale și faptul că ți se ia ceva nu înseamnă că rămâi tu gol și descoperit. Nimeni nu ți umple, e adevărat, nimeni nu va umple acel. Este un special, a trăit un timp special în viața ta. Cum spuneam mai devreme, puzzle, e locul lui acolo în puzzle. Da, nu-l punem... Nu-l scoatem să... Nu-l punem în altă piesă sau altă piesă în loc acolo. Nu. Fiecare e cu locul lui. Da. Dar totuși, dintr-o plecare este o rămânere a unor persoane. Și dacă vrei să faci ceva pentru persoana aia care a plecat, fă pentru cine a rămas. Că e aceeași lucru, practic, pentru probabil. Pentru că tu ai rămas cu ceilalți. Da, exact. Și atunci asta va da valoare. Da. Da, așa este.
foarte frumoase lecții pe care ni le-ai spus din această vale a plângerii. Da. Din această durere. Iată ce frumos, tot ce a fost dureros a fost transformat în binecuvântare. Da. Și până la urmă spunem de Eva. Uite, timpul nostru se sfârșește, dar am vrea, cred că și voi ați dori să știți despre Eva, așa? Da, ea îl mai pomenește și acum, mai ales dacă se uită la cer sau la se gândește la îngeraș. De multe ori ne numără și îl numără și pe el, spune că noi suntem trei și... E și amuzant că acum a început rugăciunea pentru următorul frățior. Dacă tot ai întrebat, da. Da, de multe ori, probabil că din tot ce se petrece, omit și uit pentru că sunt concentrată pe ce există, pe ele, dar Eva tot timpul își aduce aminte, e foarte... Ea nu uită. Da. Pentru ea a avut o însemnătate mare. Da, 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 uh-huh. Da. Și foarte frumos că Dumnezeu i-a descoperit asta. Da. Cumva cred că fost... Dumnezeu se revelează ei și deja începe creșterea ei în relația ei cu Dumnezeu. Da. Da. Minunat. Cumva a fost o uniune dintre noi toți. Mm-hmm. Da. Și asta a fost frumos. A acceptat și ea până la urmă. Și... Așteaptă un alt frățior, Marcus e sus, Domnul Iisus, iar ea așteaptă de la Domnul Iisus un alt frățior. Doamne ajută! Da. Domnul să vă binecuvinteze cu un alt băiețel. Da, și acum avem toți cumva o speranță de revedere mai puternică. Mm-hmm. Tot timpul când ai pe cineva sus, te gândești că o să ajungi acolo, o să ai deja pe cineva. Care te așteaptă. Da, care te așteaptă. Diana, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai deschis inima în fața noastră și mă bucur foarte mult de toate lecțiile pe care Dumnezeu te-a învățat și pe care tu ai fost deschisă să ni le împărtășești. Din toată inima îți doresc și vă doresc ca Dumnezeu să aducă un băiețel în viața voastră. Da. Și când va fi vremea, ne vom bucura alături de voi. Da, da, așa să fie. Să fii binecuvântată tu și casa ta. Mulțumesc, la fel. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi și vă aștept la o nouă emisiune.